Dar când s-a întâmplat asta? După și cu dumneavoastră am fost aici pe... am fost și vreo de o luat toate danile mele, știți, și au spus că ar să mă cheme. N-am mai văzut nimic. Nimic, nu m-a mai chemat, nu m-a mai... Și eu îi spun, zic, și eu atunci am zis, zic, că mă tinc, nu, asta mă tinc înaintea de mata, că am zis așa, că am fost la Jurnal TV și mai scurt n-am putut să răzbat acolo, fiind care auzisem că are un fior acolo, fostul primar. Da, mata, cui te-ai adresat, jurnaliștilor sau juristului? Da, eu al știu și neșeala, o ieșit o persoană și o luat în scris la mine, dar cine el, nu pot să vă spun, că el nu mi-a spus cine. Mm-hmm. Înțelegi? Da, știind că eu sunt din Mălăiești și domnul din Mălăiești, am întrebat acolo și cum și n-am mai putut să mă mai duc. Dar de care caz te-ai plâns? Deși se întâmplă acolo cu vecinul sau cu Uniunea Avocaților, cu cine te-ai mai judecat, mata? Deși aici se ocup, eu am vrut ca când să mă chemi să spun și cum. Am înțeles, despre cazul din Mălăiești. Cazul ăsta am vrut să mă... Și nu a fost chip. Nu e adevăr. Și el îi spune că poate măcar amuia ceva să face. Înțelegi? Dar el îmi face... E, chiar să vii amuia tineri. Că aici tineri tot sunt cu mâna lungă. La procurori, la ăștia care cazuri, chipurile, că poate s-a mai face ceva în țara asta, că atâta nedreptate nu se mai poate, deamă. Dar, Mata, unde te-ai întâlnit cu el, cu Consăteanu, în sat? Eu am niște căpriți, niște ediți, aici pe marginea canalului, de-am Mata, știi unde e canalul. În sat, la... Mălăiești. Da. Am niște căpriți priponite și plăvnițelul de un an și ceva și s-o apropie de căprițele cele, chiar edițiile celea s-o dus la mânuța băițelului și nu i-am interzis că să am așa o bidă ceva, că tați au făcut așa, dar deci voi veniți tu vii să arăți copilul o căpriță, de unde se vadă un copil dacă n-ai vedea ca la mine, la altul, zici mă... Dar tați-o și-o făcut, că el a fost primar în sat, nu ce alt treabă a fost. A fost primar, tamancu a fost primar tați-o și m-a încurcat pe mine tot din cauza la asta. Să eu așa, v-am povestit că primăria mi-a dat voie să cumpăr o bucățică de pământ de lângă zona fântânii. Zona fântânii și astăzi că eu le-am adus și documentul de la, cum spun, fântâna arteziană a satului, da? Nu, chiar de la Chișinău am adus. Că fântâna, asta, zona fântânii, e de 30 de metri. Am adus și pașaportul fântânii. Cu bună seamă că raza trebuie și de 30 de metri, că e la adâncime mare, înțelegi? Și, mai scurt, ei s-au pus că e în zona fântânii, și în zona fântânii, au mărit zona de 50 de metri, și a doilea rază, și a treilea rază, înțelegi? Dar pe ei cine? Primăria sau vecinii? Nu, primarul, fostul primar. Ca când cu medicina preventivă, cu ecologiștii, cu fratele primarului, era la, cum spun, de la, nu de la parlament, de la, cum îi zici, da, guvern. Ca când
tot cu terenurile astea, cum îi zici, că am de la cadastru. De-am... Nu de la cadastru, domn Brega. Da, dacă e cu terenuri. Am ușa să-mi aduc aminte și vă spun. Ministerul Agriculturii, spus... poate, eu știu. Nu, de... Știem, dar mie parcă mi-a luat de pe minți că atâtea nacazuri și atâtea scârbi câte mama, păi nu știu. Bun, și v-ați întâlnit la Căpre și ați grăit cu juristul de la jurnal, da? Consăteanu. Da, da. Primar. Am vrut să vă spun că fratele lui primarului pe timpul lui Voronin, cu Voronin, mm-hmm. Era domn Voronin. Dar nu contează, ce relevanță are? Ei amândoi, până când, domnul Leg, în ziua de astăzi, atunci spune că nu se poate, Doamne ferește, să vândă pământul ăsta. Pământul ăsta a fost arabilă, ăsta pământ de când îl țin eu minte că am 50 ceva de ani, de când am intrat în satul ăsta și pământul ăsta a fost arabil. Raza de 30 de metri prin prejurul fântânii, numai așa era raza fântânii. Ei au făcut mai mare, de-am scuvinit numai 400. Și eu spun, ca când documente trebuie să-i facă, măcar așele 400. Deci așele 400, v-am spus atunci, când tot ne-au încurcat și nu vreau să-i dai. Iată, în ziua de astăzi, o dat loc de casă, alături cu fântâna, unde-i dreptate asta? O dat loc de casă. Dar o dat loc de casă la un băiet care trăiește în ții, el înțelegi? Aici ai făcut așa că nici n-ai cuvinte cum să-i numești. Înțelegi? Oricum, nu doar primarul decide, decide consiliul local. Da, dacă e primarul, e primar și consiliul raional, asta, consiliul nu raional sătesc. De sat, să așa e așucă, mai poți, mai faci ceva? Și alăturea o mai dat încă un loc de casă. Cum ați văzut, v-am spus, eu am nivelat damba canalul, am nivelat cu fetițele. Fetițele erau mici, jitele mai treceau în partea aceea că eu țineam pământul și ala în arendă, așa, și ținem, cum, îi spunem, hai, fetelor, hai să mai ajutați-ne, să vedem de pe șosea, să nu treceți canalul tot vremea, a nivelat tot. Amu primarul, ce face? De-a mai islant primarul, Vârtosul, dă loc de casă și îngustează drumul, așa, numai cât merge un transport, și de, cum spun, o îngustat, a făcut două locuri de casă lângă fântâna arteziană, în a doilea rază și a treilea rază, înțelegi? Și e de la mine, 300 de la fată, că cum se poate așa ceva? Locul fetii, o zis că am tot cerem, dă-mi să mă duc să privatizez locul fetii, nu? Zice, dacă nu-i voi, că iată ăstea, pământul aparține Brăgișeniului, așa? Dar de plătit fata, o plătit toată vremea Mălăiești, la Mălăiești. Cum, măi, cum să leg eu lucrul ăsta? Și locul fetii se măre. Și eu iar la fel. Când 16 sote, când 15 sote, și cu locul ăsta? Dar noi cum ne-au pus? Este arhitecturul, pari așa șed. Și în ziua de azi, eu i-am spus, eu nu mă duc de acolo. Raz și ne-o dat, este 15 sote,
Și eu, și în sfârșit, că am luat fete, că dacă am cumpărat un loc de casă, că dacă noi nu avem pământ, nou, nu ne se poate. Nu ne se poate. Am acolo 70 de soți și cele soți ea nu ne ajunge că să s-am ars, te vezi acolo și ce am eu de pe cele 70 de soți? Nică. Dar el a ocupat o mulțime de loc aici, imașa are, cu oile iese tătă vreme pe imașul Mălăieștelui. Jitele le ține pe imașul Island. Știi, pe aici, când zici că e a Brancșenilor. Ei au prefăcut harta aceea, au prefăcut hărțile pe timpul lui Nasalciu, care a de domnul ia, că amâni am adus aminte. Știți, fratele primarului. Și ce pot eu să dovedesc? Eu știu că-s corectă. Eu dacă aș ști că nu-s corectă, nici nu m-aș apuca. M-aș duce și mi-aș cere scuză. Ma ta ai văzut cu și cuvinte, mă nume pe mine, că eu sunt mașune, că eu așa mașunea satului. Vecinul ei... care o sărit cu furca la mine. Da, că eu sunt mașunea satului. Era o femeie sărmană la noi în sat și o chema Mașa. Vă spun de femeie aceea. O femeie aceea se duce la toate gospodinile care erau toți famașinii adu căldare de baligă, cum se călca lută înainte. Toți famașinii adu căldare de lut și calcă în lutul și uși în fa mașă. Îi dădea un pahar de gin, sâmbata săraca, poate îi dădea ceva de mâncare, ori nu, sâmbata săraca și ce? Ne pe unde vrei. Dar eu seamănă așa... Numele n-are nicio vină. Fecioara Marie era Mașa și Maria Magdalena era Mașa. Da, n-are nicio vină, Matale, numele. Depinde și conotației, da. El putea să zic ca în jurătură mășunea satului. Da. Era femeia și da, lumea... Știi cum era femeia așa? Ce trebuie mine să mă râdă lumea? Pe nedreptul, că dașă ne zic femeile. Maria, dar oare tu ești mașunea satului? Ha? Cum de nu le rușine? Nimic. Și deci Pavel Consăteanu ăsta matale de la Jurnal TV nu te ajută pentru că sunt neamurile lui implicate acolo, da? O, desigur, desigur, desigur. Și eu vreau să vă spun că el mi-a spus că când că el a fost de partea matale când te-ai candidat la președinție, la președinte, înțelegi? Dar eu, din chipul așa, cât tare eu mai fost pentru mata. Eu nu, posibil că a votat. Îmi pare că el era membru în Comisia Electorală Centrală și a votat pentru mine, dar au fost voturi puține și m-au scos din cursă. Când candidam în circunscripția 33 sau la Consiliul Municipal, nu la președinție, că asta a fost de mult. Hai să zicem cum a votat. Hai să zicem. Da, poate că m-a votat, da, eu nu mai țin minte. Dar eu nu cred. Mă, ta, dacă crezi, crezi, dar eu nu cred. Ei, nu mai ești omul rău toată ziua. Omul poate să facă și fapte bune și fapte rele, nu se naște omul rău. Auziți? Da, domnul Oleg, eu vă cred, dumneavoastră, dar vreau să vă spun că nimeni nu știe mai bine decât mine. Ei sunt așa un fel de oameni. Numai cu minciuni. Mă, ta, te-ai adresat la jurnal, la instituție, nu te-ai adresat lui Pavel sau familie. Păi da, dacă el e acolo și prieteni cu zice, zic, băi, asta femeie, ce, ați cu mine? Ia spune, mă, ta. El mă, poate ta, nici cu spatele nu știe că te-ai adresat, mă, ta, la jurnaliștii de la jurnal. Ei da. Nu vorbiți deja, mă. El a zis că el nu știe. Dar cum nu știe? Dar de ce motive, dar nu m-a chemat? Ei, jurnalul poate avea multe de filmat în săptămâna aceea și a considerat cazul matale că nu e important, că e personal. El așa l-au spus că are să mai cheme. Ei așa zic la toți care să le dea speranță și poate chiar aveau de gând să te cheme și după aceea a apărut ceva urgență și uita de mata. E clar că, cum vă spun, e clar că... Explicații există, da. Da, zâmbiți, eu știu că
vă vine a râde, e clar că poate să zic și așa, și așa, dar nu-i corect. Eu tare bine știu. Pare rău. Vă adresați la Curaj TV. Curaj TV îi ascultă pe toată lumea. Vă duceți la Jurnal TV, la Publica, la televiziunea publică, acolo vă mai aleg. Dacă sunteți din partidul lor, dacă sunteți caz grav și tot așa. Dar la noi toată lumea are acces. Așa că îndrăzniți, mai apelați la Curaj TV. Da, care este Curaj TV? Zău că nu le știu. Ia ca când mă sun pe mine și eu înregistrez asta pentru publicare, eu public pe blogul Curaj TV. Nu-i la televizor, e pe internet numai. Dar e pentru toată lumea. Da. E, da. Și acolo, pe ce îi spun eu, acolo tot se înregistrează? Când ești de acord, da, nu tot. Că am avut atâtea discuții până acum și n-am înregistrat. Dar azi mi-ai dat acordul și am înregistrat. De 16 minute ce-i povestit despre Pavel de la Jurnal TV, am înregistrat. Cum spun? Eu am spus și ei și am vorbit cu dumneavoastră. De acord, foarte bine. Dar și, când și când nu spui minciuni, n-ai de ce sistem de publicare. Da. Eu vreau să vă spun, eu nu pot să-l învinovățesc pe el, într-adevăr. Nu știu ce a fost acolo, dar presupun. Da, suspectez. Da, presupun că așa ceva a fost, că știi că eu știi că e din Mălăiești și știi că eu tot și încă te boli, că dumnealui știi destul de gine că tați au fost primar, ei știu tot ce și-au fost aici, tot știu. Cred eu că ei nu știu. Dar sunt vinovați că nu te-au ajutat. Și acum de-am încearcă să găsească explicații. Te cunosc. Înțeles. Dar eu vă spun cinstit. Eu sunt gata să merg și la ăștia... La poligraf. La detectivul de minciuni. Numai șibă, într-adevăr, și acolo, corect, să nu schimbi cineva. Că mă rog, dacă ei să mă ierzi cuvânt cu buricul mare, să mă ierzi cuvânt de expresie, apoi poate să grăiască și pe acolo. Deci, până la urmă, folosești pământul celălalt sau nu-l folosești acum? Care pământ? Nu-l folosesc dacă nu l-a luat. Care pământ îl folosesc? Să l-a luat și l-a dat loc de casă pentru alții, da? Deci Matale ți-a interzis să-l prelucreze agricol, dar altora le-a permis chiar să construiască. Le-a permis ca când loc de casă, dar copilul ăsta nu se mai, băietul ăsta nu se mai construiește. Că i-a făcut tatăl o hârtie pe casă și eu văd că acolo ei stroiesc, aranjează tot ghinșor. Și... E marginea satului, poate au vrut mai degrabă să stea în centru. Dar e clar că o schimba destinația pământului. Inițial era doar pentru agricol, pentru destinația agricolă. Acum a devenit intravilan dacă au dat loc de casă. Trebuie să punem așa. Hai să zicem. Dacă băietul ăsta... S-a crescut prețul și interesul e mai mare. Evident, e mult mai scump acum. Dacă băietul ăsta așa face casă, dați-mă, te rog, lângă fântână artiziană, el trebuie să facă și un biceu, nu? Da, dar poate o să vină vremea și o să aveți stații de epurare și din WC-ul să stații de epurare. He. Auziți, lungește-mi, Doamne, boala până să coași poama, oricum asta se cheamă. Da. Doar el știe că ar să facă lucrul ăsta, ar să meargă deodată loc de casă. Dar dacă băiatul ăsta poate să-și mâine, păi mâine. Dar cum îl prelucrează băietul ăsta, putem să-l prelucrez și eu. Că l-am ținut atâția ani și încă cociorvă când era, ne-a spus și vezi, bă, și să vinde măcar băcățică azi de pământ. Știi, fă cerere la primărie. Ni s-a acceptat și au venit aici, gata, nu se poate. Că e loc public. Dar el nu e loc public. Locul public e așa de parte și la întâi de fântână. Imaș, care a fost. Mătai fost și ai văzut doar acolo și... Dar dacă e la artiziană, cui aparține?
apă, canal sau cui aparține dacă nu e loc public? Ce aveți în vedere? Dacă nu e loc public, atunci cui aparține? Că mata zici că nu e loc public. Stele de arteziană pământul. Aici care eu l-am ținut în arendă? Da. Și ai vrut să-l privatizezi și au zis că nu. Eu îl ținem în arendă. Îl ținem în arendă și ei din arendă mi-au zis că să-l cumpăr. Pentru că era pământ arabil. Și să-l cumperi de la primărie, nu? Sau de la cine? Știm? De la cine să-l cumperi? Cui plăteai arenda? La primărie. Păi înseamnă că e public. Domeniul public administrat de primărie. E lungă autoderică, îți va lămuri. Dar imașurile cum îs? Imașurile sunt publice. Tot public are altă destinație. Hai, eu nu altă știu. Altă categorie de teren. Eu nu știu în chestiile astea, zicem, care și cum e. Dar e pământ public, e pământ public. Cum trebuie să dea loc de casă, dar nici să vând acolo 20 de ari, s-au pus că e pământ ăstea, că e zona fântâne mai mare, că e așa, că pe dincolo, numai... Pretext. Numai chediși. Am oprit înregistrarea.